Cupa VTM Hășdad de 13 iulie 2014. Că tot vorbeam despre mașini în pauza publicitară, avem doi invitați alături de noi. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața! Spuneți-ne puțin despre această ediție a Cupei VTM Hășdad 13 iulie 2014. Așa, este ediția cu numărul 2, în cadrul campionatului județean de autoturism și karting. Se desfășoară pe traseul coridoara Hășdad, intersecția Nădăștie. S-au anunțat până acum 22 de echipaje. Noi sperăm să avem în jur de 30 până la încheierea înscrierilor. Care sunt condițiile? Ce trebuie să aibă mașina? Ca o noutate, pot să vă spun că de anul ăsta am introdus obligatoriul lor bagul în mașini. Deci, pentru securitatea sportivilor. Deja nu e așa simplu, că nu-i chiar să deci, spui roll bar-ul ceva. Păi este, sunt niște costuri și, dar în primul rând, noi ne gândim la securitatea sportivilor. Probabil că din această cauză o să avem mai puțini alergători de data asta, pentru că nu mai cu mașina de acasă. Nu și-au pregătit încă toți mașini cu roll bar. Traseul este destul de greu, are o lungime de 3,4 km, este foarte apreciat de toți sportivii, am aici un sportiv alături, da, care a participat și a văzut cum e. Și majoritatea, deci, așteaptă cu mare nerăbdare proba. Marcel, tu mergi cu mașina ta? Da, mă duc cu mașina mea. Dar roțile sunt altele. Bă, sunt aceleași roți. Băi, să nu zici că mergi cu roți din alea de, pentru drift. Păi, mașina mea toată e pentru drift, așa că mai, n-am mai, cum mai contează? Să... Sau tu vrei să faci niște drifturi? Păi eu mă duc pentru drift, de fapt. Am înțeles. Deci el merge, întotdeauna el face și spectacol. El de latul, adică stai că vine băiatul la care ia curbele așa da. Cum trebuie. Adevărul că să știi că mergeam de multe ori la raliu când era etapa, de aveam și noi etapă la Deva. Și la raliul Hunedoare. Exact, la Hunedoare. Ori aici, ori sus pe Almaș, mergeam și așteptam să vină. Titi, aur, italianul, să-i văd că trag frâna de mână și intră așa în curbă, că veneau tot felul de obosiți, că aveam impresia că vin cu șasele barat pe acolo. Unii se plimbau, într-adevăr. Asta este, dar... Știți cum? Întotdeauna într-o competiție și mai ales când zici raliu și acum fiecare vorbește șoferul din noi, că una e să fii pilot și alta e să fii șofer, cu toate absolut, că, absolut. Că mulți le încurcă. Ideea e că ai impresia că totuși te duci la un raliu, vrei să-i vezi pe aia că concurează, nu că se plimbă cu mașina, că așa puteai să te duci tu. Bine, să... senzația de afară ca spectator e alta, pentru că noi chiar mergem tare. Și chiar dacă de afară nu pare cine știe ce viteză, unii chiar mergeau tare. Unii chiar mergeau încet, îți spun sigur. E posibil. nu primii 8-9, ăia mergeau tare. Chiar aș vrea să precizez pentru spectatori, traseul ăsta, viteză pe traseu montan, nu este de fapt un raliu. Este... Aici e mai mult îndemânare. Este numai în urcare, deci în urcare. Ori în urcare nu poate să prindă o mașină chiar viteza maximă. În urcare e bine să o ții pe drum. Să reușești să ții pe drum. Absolut, aia să ții pe drum. Și sunt multe curbe. E destul de periculos și de greu în raliu o viteză pe traseu montan. Bine, e mult mai spectaculos, VTM-ul, întotdeauna. Absolut, absolut. E vorba de cu totul altceva. Ca și condiții de siguranță... Deci am introdus chestia asta, deci cu rollbarul la toate mașinile obligatoriu care să scriu un concurs. Restul rămâne casca de protecție, centura, toate celelalte care sunt trecute în regulament. Ca și program de desfășurare, dați-mi voie să vă citesc de pe afișul competiției care l-am aici. Da, așa arată. Și aici dați-mi voie să vă spun, duminică 13.07. Se închide circulația între orele 7 și 16, verificări tehnice și administrative între orele 8 și 9, start pentru recunoaștere cu circulația închisă între orele 9 și 10, 10.30, antrenament cronometrat pentru stabilirea ordinii de start între orele 10.30, 11.30, cum ar spune cineva, calificările. Așa. Două manșe de concurs între orele 12 și 15, afișarea clasamentelor, provizorii orele 16, definitive orele 16.30 și festivitatea de premiere la orele 17. În ce constă premiul, premiile? Cupe, diplome și medalii. Și o strângere de mână și spus că
ai fost cel mai bun. Nu, și ei se acumulează puncte în cadrul, în cadrul campionatului județean. Se acumulează și puncte. Deci, sau, tu te duci să faci puncte. Spectacol sau vrei să și ajungi mai... O să merg cât de tare pot, dar în primul rând spectacol. Am înțeles. Cam de multă vreme. Se acumulează și puncte, dacă poftim. Câți participanți preconizați? Păi acum au 22, nu ți-am zis. Deci, până acum sunt anunțați, noi sperăm la 30 de echipaje. Ne puteți zice și ce mașini sunt așa? Așa nu le rețin, le-am văzut prin poză. De toate tipurile. Tu știi ceva mașini? Sunt ceva Subaru, ceva Mitsubishi. A, deci sunt chiar ce deci trebuie. Mașini... Este, este ce trebuie, sigur că mai da. Sunt și de-astea mai necăjite. Nu prea mai sunt. Necăjite nu prea, că cine are o mașină necăjită nu și-a făcut rollbar. Da. Deci cei care au fost în trecut, că mai era și câte un Golf sau câte o... Alea stau acasă acum. Că nu mai cu rollbar și... Sunt mai costurile să spui un rollbar. Cum să nu? Oh, oh. Bă, primul rând strigi mașina. Nu mai mergi ca după aia la piață, că dai cu capul în... Destul de mari, dar cum zicea și domnul Varga, în momentul în care vrei să mergi mai departe și să faci performanță în sportul ăsta, automat îți pune un rollbar. Am înțeles. Oricum să știți că ați făcut bine că ați introdus asta, pentru că totuși siguranța absolut e pe primul loc. Primează și... securitatea sportivului. Ca o noutate aș vrea să mai anunț că începând de la această etapă, a doua, o să avem măsurarea timpilor cu celula proprie a clubului nostru sportiv Autokarting Deva. Foarte, foarte tare. Deci, atât startul cât și sosirea, startul se va face semaforizat, nu se mai dă la mână, să zici că s-a pierdut, s-a furat. S-a furat o secundă, imediat calculatorul spune, celula spune cine a furat-o. Domnul Varga, ce ziceți de mie, cel, printre cele mai frumoase trasee sau care îmi plac este Căprioara. Mai se poate face sau cum? Sunt probleme acolo? Deci Căprioara o să o reluăm, clar, în luna octombrie. Din punctul de vedere al infrastructurii, cum e cu drumul? E bun, sunt probleme? Drumul e foarte bun. S-a întâmplat atunci că s-a amânat din cauza, în primul rând, a intemperiilor. N-a primit nimeni la timp avizul favorabil. Dar ziceți că se revine și se face, sigur. Da, sigur, îl refacem. Este prins în calendarul sportiv. E unul dintre cele mai frumoase trasee. Absolut. Și spectaculos. Spectaculos. E frumos și pentru noi ca piloți. Da, e foarte apreciat și ăla de pilot. Dar, tot ca o noutate, aș vrea să anunț acum că ne gândim și am fost și am studiat drumul, să în luna august vom introduce în calendar din nou VTM Straja, Lupen Straja. Acolo s-a refăcut drumul, este foarte, de o calitate foarte bună și toată lumea ne-a întrebat ce facem, nu reîntrebi. Și am fost acolo, multe curbe. E foarte interesant. Acolo o să vină cel puțin 60-70 de mașini. Și numai din județ? Nu, vin din toate județele limitrofe. Alba, deja, Alba, Gorj. Pentru că știți de ce? Și la Căprioara. Eu țin minte chiar mari piloți, cu cei mai cunoscuți. Abia așteptau Căprioara. Deci toți erau fani de Căprioara. Și ne mai gândim tot acum, poate nu anul ăsta, dar de la anul, vrem să introducem din nou un raliu, cum era raliul Hunedoare, dar poate sub altă denumire, unde vom introduce, deci, Căprioara, Almașu. Adică să fie mai multe probe. Deci, vom face cam 5-6 probe speciale într-o zi. Vinerea o să începem cu o probă specială în Hunedoara, în față la Rusca, cum a fost întotdeauna. Da. Acolo va fi și parcul închis pentru mașini. E, și după aia, a doua zi, duminica, eventual, facem cele 4-5 probe pe asfalt. Deci să recapitulăm în încheiere, pe scurt, Cupa VTM Hăjdat, 13 iulie 2014, pentru iubitorii de automobilism și nu numai, tuturor care vă place sau sunteți junker de adrenalină, vreți să vedeți cum, mai ales oamenii acum au rollbar-uri, dacă mai ias un pic în decor, nu e nicio problemă. Sunteți așteptați, așa cum spuneam, dacă vreți să vedeți și recunoașterea și timpii cronometrați până la 9-10 dacă mergeți, tot ce trebuie. Concursul efectiv se desfășoară în două manșe între orele 12 și 15, așa cum spuneam, pe traseul Park Service Poligon Hăjdat Hunedoara până la, spuneați dumneavoastră, intersecția Nădăștia de sus cu Silvașul. Și acolo, precizăm, pe traseu, aș vrea să precizăm pentru toată lumea să știe că intersecția Nădăștie, Silvaș, Mănăstirea Prezob rămâne deschis, hațăc. Deci noi nu blocăm intersecția. Am înțeles. Deci cine vrea să ajungă la Prezob... Și cine vrea să meargă mai repede, să vă vadă, să meargă din timp să închide circulația. Asta vrea să, cine vrea să ajungă în locuri mai deosebite, mai interesante, ar trebui să urce înainte de ora 8, să se
așez pun o mașină pe acolo, facă undeva să nu fie în traseu, ce vor. Să nu fie în traseu și să asculte de comisarii sportivi care se vor afla pe traseu, pentru că este foarte periculos și pentru spectatori. Dacă nu stau în locuri, noi o să punem panouri speciale cu locuri pentru spectatori. Vreo 4 sau 5 panouri, acolo este locurile care noi le considerăm sigure pentru spectatori. Dacă ei să pun în locuri unde este foarte periculos, e pe răspunderea lor. Îți pui vreun GoPro în mașină, să ne dai și noi niște imagini. Dacă fac rost de vreunul, o să pun. Păi nu cunoști atâția, n-ai un prieten și să-ți dea unul. Un GoPro să-l pun în mașină. Dacă spui, vrem să ne dai și noi niște imagini pe săptămâna viitoare. Ok, cum să nu. Bine. Mulțumim mult, Marcel, mult succes. Mulțumesc. Domnul Varga, felicitări în primul rând pentru organizarea competiției și sperăm că o să fie un succes. Dacă și timpul ține cu noi, o să fie perfect. Un eveniment de excepție. Și sperăm să fie cât mai multă lume pe traseu, pentru că pentru noi ca piloți contează mai mult decât orice premiu. Publicul care aplaudă, corect. Da. Ne vedem mâine la 7 în cea mai bună dimineață, ca să întâmplăm weekendul cum se cuvine.